Bun găsit, domnilor și domnilor, la comentariul zilei. Sunt Adriana Dascălubulina. lubulina alături de mine în studio, invitatul permanent, jurnalistul Sorina Vram. Bună, Bună strie. Adriana, bine v-am regăsit. Cum s-a văzut de la Madrid Paștele în Bucovina? Pe internet s-a văzut și am văzut și acum la televizor. Una peste alta, trebuie de spus că toată această vânzoleală creată de ouă din fibră de sticlă, pasca din brânză adevărată, și alte evenimente care au avut loc în Suceava cu ocazia Sărbătorii Paște în au dus turiști, cred. Cred, repet. Oricum s-a vorbit mult despre Suceava în aceste zile, au fost și niște episoade controversate. Cea cum, de este, lumină, cum este una. episodul în care Gheorghe Flutur a intrat în competiție cu Patriarhul Daniel? Și îndată o să discutăm despre acest subiect, dar s-a vorbit și când se vorbește înseamnă e... că e bine. Chiar dacă se vorbește de de bine, rău, de rău. De bine, se vorbește, înseamnă că există județul Suceava. Am fost pe toate posturile pulsează, de televiziune. Da, asta și clar. mulțumită blondei de la turism care am văzut-o cu ie și cu 300 da. pe ea mergând cu bicicleta. Deci populismul a atins noi cote. Eu am mai spus, cred că aici, că e și trăistuță din Bucovina și nu doar din Bucovina, că e și trăistă, mai există și în alte zone ale țării. Poartă fetele de la Universitatea de Arte Plastice și de la Medicină și de la IATC de ani de zile, înainte de a se muta Elena Udra de la Pleșcoi, județul Buzău, la București. Acum, doamna Udrea vrea să forțeze un pic nota. Dar e bine, s-a vorbit despre zona noastră, este o zonă în care ai ce vedea, sunt peisaje, sunt mănăstiri, Uh, sunt fetițe care încondează, o oh, uh, bătrâne care torc uh, la fus și, -a. Deci, și condiții din punct, foarte bune în pensiuni, după da, cum spuneau da, acei cetățeni la Da, noi, Din la punctul ăsta de vedere este bine. Sunt câteva pensiuni care sunt foarte în regulă, nu sunt eu un fan al pensiilor, n-am fost la o pensiune de nu știu când, dar vorbesc și eu cu cetățenii care mai au timp și bani și merg la astfel de pensiuni. Adevărat că la noi te rup de bani ăștia la pensiuni, deci ești în Occident, dar ciuperca e ciuperca, mă refer costa, la ciuperca din ciorbă, da, și, da. da deci asta este partea bună a lucrurilor. Să trecem la partea rea. La partea rea a lucrurilor. Pe mine chiar mă îngrijorează ce se întâmplă acum, pentru că din când în când mai citesc și eu un pic de istorie, îmi place așa istoria și mai văd ce se întâmplă la alții, mai vorbesc unul cu altul. Și ce te Apropierea răzut? asta între, amestecul ăsta între biserică și puterea politică este ucigător, este catastrofal. S-a mers prea departe, adică Gheorghe Futur a mers după Lumină Sfântă la concurență cu Patriarhia. Putea să aducă Patriarhia pentru toată lumea. Bun, este un program Paște în Bucovina, gândit de președintele Consiliului Județean și în acest context, Dar dus domnul Flutur nu lucru, avea nu? ce să caute acolo. Puteau să meargă. Deci, un civil ce să caute? Puteau să meargă Cei doi puteau să boarele de preot. Da, și aici trebuie să remarc faptul că uh, domnul Axinte, Cătălin Axinte, care este pe partea economică la arhiepiscopie, care, ca să mă exprim așa, este nelipsit de la toate întrunirile astea cu iz politic. Pentru că aici vorbim despre propagandă politică, ceea ce s-a întâmplat la Socea, în primul rând, deci este o manifestare turistică, religioasă și politică în același timp. Domnul Axinte face parte din noua generație de preoți care știu foarte bine că dacă se dau cu puterea politică au numai de câștigat și revin și spun amestecul dintre biserică și puterea politică este ucigător. Istoria ne-a demonstrat de atâtea ori că atunci când puterea politică și cu biserica și-au dat mâna au făcut ce au vrut din oameni. La noi se mizează, noi suntem undeva în evul mediu, ca nivel al mentalității, suntem cu sute de ani în urmă. La noi, încă lumea, când faci sondaje de opinie, vezi că Biserica este. lumea are foarte mare încredere în Biserică. La noi se confundă credința cu Biserica, lumea este sperioasă, este teamă este temătoare și de aceea este foarte ușor de manipulat. Și când își dau mâna aceste două forțe, puterea politică și cu biserica, nu are ce să se întâmple bun. Și la noi suntem, suntem în anul 2009 și s-a ajuns la niște cote halucinante din acest punct de vedere. Nu știu dacă în Franța, în Germania... Și chiar în țările din foste, foste comuniste Să vezi vreun preot catolic Mergând cu șeful uh, Politic din regiunea Nu știu da. care Să ia lumină și să împartă ei Să dea cu busuie păr la fete deci nu se poate așa ceva. Cred că s-a mers prea departe și s-a mizat pe faptul că, fiind vorba despre niște sărbători care sunt foarte importante, nimeni nu o să crcnească. Uh -huh. Și acum -o, o să zici, da, că ai venit tu, Avram, care să comentezi din nou. Nu cum eu, spune dar toată lumea. Eu o să zic da, bineînțeles că lumea așa spune. Că asta, critici, da, știi? Pentru că Da, pentru că nu are credință. în Dumnezeu, pentru că am fost, bas sunt ateu, ba, sunt împocăit, bas sunt în toate felurile. Dar trebuie spuse și lucrurile astea și din punct de vedere al laudelor și al relatărilor seci de la aceste evenimente, are cine să o facă. Păi mai trebuie să spună cineva și lucrurilor pe nume. Nu că m-am găsit eu cel mai deștept, dar mie îmi place să gândesc din când și în când. Și să vezi altă parte a lucrurilor, păi -am, -am, nu? dar nu se poate, adică sunt de acord, sunt foarte multă lume da, spune asta este, mergem mai departe. Dar nu se poate, suntem în 2009, lucrul ăsta este deranjant pentru mine. Deci dacă Ceaușescu s-ar întoarce acum din mormânt și ar vedea ce se întâmplă, și-ar da palme pentru că a fost un prost că nu a știut să folosească biserica. Păi au știut un loc să fi dărâmat biserici și să fi pus biserica, să o fi băgat într-un con de umbră, trebuia să dea cu biserica. Și-ar fi dus-o foarte bine și în ziua de astăzi.